O absolventă de clasa 8-a din Broșteni a trăit o spaimă uriașă după ce și-a văzut nota pe care a obținut-o la limba română în urma evaluării naționale. Copila obținuse doar 5,40, deși este o elevă de 9 și de 10, susține tatăl acesteia. Adolescenta a depus contestație. După recorectarea tezei, absolventa a obținut nota 9,80. Așa se întâmplă în viață, vedeți? De la o greșeală de genul ăsta. Îți tratezi viitorul. Deci el mergea cu media strică, avea media mică, și ea nu putea să meargă la liceul care vrea ea, nu? Inspectoratul școlar recunoaște greșeala și spune prin vocea purtătorului de cuvânt, Mariana Drumea, că-și cere scuze. Este un incident regretabil pentru care ne exprimăm regretul și scuze pentru familia și copilul care a avut de suferit. Acest lucru a fost observat în momentul în care în Comisia Județeană de Contestații s-au transcris notele obținute după contestație în aplicația informatică ce este implementată în acest an de Ministerul Educației, o aplicație similară celei de bacalaureat. În momentul în care a fost introdusă nota, s-a constatat că nota inițială era trecută 5,40, nota după contestație fiind 9,80. S-au demarat o serie de verificări. Cea mai simplă care se putea face a fost să verificăm nota înscrisă pe teza copilului, aceasta fiind 9,40. Anul acesta, numărul total al contestațiilor depuse la testele naționale a fost de 675, dintre care 455 la limba română și 220 la matematică. La limba română, notele inițiale au fost modificate în urma reevaluării lucrărilor în cazul a 40% dintre candidații care au depus contestație. La 36% dintre aceștia, nota inițială a fost modificată prin creștere. În peste 30 de cazuri, diferența dintre nota inițială și cea de după contestație a fost mai mare de un punct. Din statisticile pe care eu le dețin, de asemenea de la Comisia Județeană de Contestații, numărul de note în care diferența este de un punct și jumătate este de una care este înregistrată la română. În rest, există într-adevăr lucrări cu diferențe între 1 și 1,5 puncte. E vorba de 38 de note la limba și literatura română și 8 la matematică. Conducerea inspectoratului școlar recunoaște că sunt foarte multe note modificate prin creștere după depunerea contestațiilor la evaluarea națională. Într-adevăr, un procent îngrijorător este înregistrat în cazul evaluării la limba și literatura română, unde 27% dintre notele, sau peste 27 dacă îi se adun și cele între 1 și 1,5, peste 30% dintre notele contestate au fost mărite. Acest lucru înseamnă că va trebui realizată o analiză referitor la modul de interpretare a baremului de evaluare de către profesorii evaluatori. Profesorii care fac parte din comisiile de corectură la testele naționale sunt remunerați. Sumele nu sunt mari. Este vorba despre 4,3 lei impozabili pentru fiecare lucrare corectată. Un profesor nu corectează mai mult de 100 de lucrări.